Salutare și bineveniți la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Astăzi, episodul numărul 3 de Masterclass Minte de Antreprenor. Săptămâna aceasta, 7 zile din 7 câte un episod pe zi la Finanțe FM, astfel încât să devenim din ce în ce mai buni, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Pentru că, așa cum vei vedea pe parcursul tuturor acestor zile, mai mult lucrurile sunt legate de planul personal, de noi, de mintea noastră, de corpul nostru, de modul cum ne organizăm și ne disciplinăm timpul, decât efectiv de strategii, tehnici, tactici, de marketing, vânzări sau alte lucruri de genul ăsta. Toate alea vor funcționa doar dacă noi suntem în regulă, dacă fundația noastră este solidă și sănătoasă și ne permite să avansăm organic, ca să zic așa. Și astăzi vorbim despre 5. Modalități prin care să ne îmbunătățim gândirea. 1. În loc să te gândești mult prea mult, scrie și sortează ceea ce ai scris. Ce vreau să zic cu asta? Există acest fenomen care se numește overthinking în engleză, adică gândim prea mult asupra a ceva ce vine către noi, asupra unei informații. Stăm și-o gândim și-o luăm pe toate părți, nu zice nimeni că nu e bine să analizezi. Însă, ce vrea să zic acest concept este că de câte ori te duci în extrema în care gândești extrem, gândești foarte, 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 foarte mult, gândești și doar gândești și doar gândești și doar asta faci, te vei bloca și vei ajunge la, acela, la acea paralizie în luarea deciziei. Ce se întâmplă? înseamnă că o să treacă timp, înseamnă că cel mai probabil nu o să iei cea mai bună decizie, pentru că te gândești mult prea mult, te blochezi și într-un final stagnezi, ba chiar în loc să fii luat o decizie mult mai rapidă și să avansezi, să treci peste așa, îi dai mult prea multă importanță acelui gând sau acele informații sau acele situații. Așadar, în loc să faci asta, Ia frumos și scrie. Fie că e pe telefon, fie pe, că e pe hârtie, pe ce vrei tu, scrie, pune acolo. Tot ce este din situația respectivă, pune acolo și sortează. Ce să sortezi? Ce este important din toată situația aia. Care e treaba? Vine către tine o informație, că nu știi ce s-a întâmplat în afacere, la partea de logistică, la partea de livrare. La... Bun. Ce trebuie să înțeleg din situația asta? Uite asta că se întâmplă așa, că asta o să ne dea peste ca fluxul, că s-ar putea să ne încetinească în încasare, că s-ar putea să ne uh, strice relația cu furnizorul, că s-ar pune toate lucrurile astea pe hârtie. și după aia sortează. Care este cel mai important aspect din toate astea? Păstrarea relației cu furnizorul. Bun, vreau să-mi păstrez relația cu furnizorul. Atunci, de ce stau să mă gândesc atât că vreau să-mi păstrez relația? Cum fac să-mi păstrez relația cu furnizorul? Păi trebuie să iau o decizie privitor la situația care vine. Da? Care parte din decizie mă ajută să păstrez relația cu acest furnizor. Păi asta, să-i zic, bă, e ok, da, ok, accept și de la, nu știu, de la 7 zile, 14 zile la plată și asta e. Bun, am luat-o și am trecut mai departe. Am luat-o și am trecut mai departe. 2. Nu te gândi despre ce ar putea să se întâmple. De ce? Pentru că de cele mai multe ori, treaba asta îți va face rău Chiar dacă acel incident nu se va întâmpla. Avem tendința asta și se cheamă așa pe românește, așa mai de cartieră, scenarită. Ne gândim la tot felul de lucruri care ar putea să apară când au, auzim o veste. Da? O veste mai puțin bună sau chiar și una pă, bună și după aia și te gândești lucruri care ar putea să apară. În marea majoritate a cazurilor, acele evenimente nu se vor întâmpla. E dovedit statistic. Citește despre asta, do... uită-te pe net. E dovedit statistic. Ceea ce credem noi în mintea noastră că s-ar putea să se întâmple dacă facem noi o anumită acțiune, dacă luăm noi o anumită decizie, nu se va întâmpla. Așadar, ce este cel mai important aici? Evident, acțiunea. Și să nu faci lucrul ăsta la modul ai deja 20 de scenarii diferite posibile. Pentru că în marea majoritate a cazurilor, acel eveniment nu se va întâmpla. Câte un gând pe rând. Așa cum am vorbit în episoadele anterioare, cred că în primul episod am zis că este bine să facem câte un lucru pe rând și să ne blocăm timp în calendar pentru asta, la fel și cu asta. Câte un gând pe rând. Că dacă tu acum te gândești și acasă la ceva, poate ai vreo situație să nu neapărat dificilă, complicată, dar e o situație pe care trebuie să o rezolvi. Mai ai trei situații la serviciu. Te mai sună și un prieten care te invită la fotbal și la bere. Ți-e foame, ți-e sete. Cu cât te gândești mai mult la toate astea, nu vei face decât să-ți periclitezi capacitatea de decizie. Și vei lua decizii pripite, neinspirate, în grabă, sau pur și simplu care nu-ți vor folosi mai departe. De aceea, exact așa cum am zis, asta mi se pare super important. Câte un gând odată, iar celelalte care vin le lasă treacă. Exact ca un observator. E ca și cum te ridica așa deasupra ta, te uiți, te vezi pe, pe scaun, aici frumos, și te uiți, ia uite câte gânduri trec lui, lui Daniel prin cap acum. Ia uite, un milion de gânduri pe minut sute de mii câte ori fi acolo. Daniel, lasă-le să treacă. La ce te gândeai din aur și important? Să înregistrezi episodul ăsta de podcast și să aduc valoare ascultătorilor. Bun, rămâi cu gândul ăla, rămâi cu gândul ăla, rămâi cu gândul ăla. Observă-le pe celelalte, știi că vin, nu le poți opri, lasă-le să treacă, lasă-le să treacă. Practică chestia asta. Să te gândești la un singur lucru odată. Încearcă. Necesită concentrare, atenție, Poate partea aia de disciplină și de organizare, din nou, de care am vorbit, cu siguranță da, dar practică să te gândești la o singură chestie odată, pe rând. 4. Referitor la un lucru, e bine să ai mai multe gânduri. De ce? Ca să găsești cea mai bună modalitate prin care poți rezolva acea problemă. Atunci când o problemă apare, știi bine că se zice că e bine să te gândești și să îți dai seama că ea nu poate fi rezolvată din același context, de la același nivel la care a fost creată, nu? Parcă ceva de genul era vorba. Bun, și atunci ce faci? Apare următoarea problemă, apare următoarea situație. Am pus-o pe hârtie frumos, mi-o notez, îmi blochez timp în calendar pentru ea, da? Nu știu, am o jumătate de oră, între două și jumătate și trei și iau problema. Ia să vedem. Ce îmi vine în minte când audă situația asta? Păi, numărul 1, numărul 2, numărul 3, numărul 4, numărul 5. Downloadez informație din minte mea, da? O pun jos, pe hârtie. Pac! Ți-am zis, între mână și creier sunt cele mai multe legături neuronale. Asta înseamnă că atunci când scriu, scot informație din creier, dar pot să și urc informația în creier dacă vreau să fac asta, da? În funcție de ce am nevoie în momentul respectiv. Și mă apuc și scriu. În felul ăsta, mă asigur că mi-am pus pe hârtie toate gândurile care îmi vin privitor la acea problemă, și din ele aleg după aceea, prioritizez sau aleg, încerc să-mi dau seama care este cea mai bună modalitate prin care pot să rezolv această situație. Atât. Nimic mai complex, nimic mai complicat, nimic overthinking, ce am zis mai devreme, adică supragânditul care nu-și are rostul. Nimic din toate astea. Le-am pus, m-am gândit, mi-am blocat timpul necesar pentru treaba asta, am stabilit care este modalitatea de rezolvare, mă duc și rezolv situația. 5. Uneori avem de luat decizii foarte importante care necesită un proces de gândire mai amplu, mai adânc, mai detaliat. Ei bine, pentru a fi în stare să facem asta și pentru a veni de acolo cu o decizie bună, o decizie care simțim că ne aparține și că o luăm conștient în, în cunoștință de cauză, în deplinătatea facultăților mentale, cum se, zi, se zice, este bine să-ți cureți mintea de orice mizerie, ca să zic așa. Și cum poți să faci asta, nu? Probabil te întrebi, am mai încurăț mintea, am las mintea, știu că plindă plin de gânduri, nu poți să le despart, e viața personală, viața profesională, sunt atât de multe lucruri amestecate pe acolo, cum să fac să mai încurăț și mintea? Păi există câteva metode foarte faine. O metodă foarte bună este meditația. Înainte de a lua o decizie foarte, foarte importantă, meditează. O altă, ce să meditezi? Găsești ce să meditezi. Meditați care să te relaxeze, care să te. sau poate să te ajute să te concentrezi la ceva. Orice tip de meditație este util, pentru că ordonează mintea, nu o golește efectiv de gânduri, dar o golește de impurități, ca să zic așa. Cel puțin în felul ăsta mă ajută și pe mine atunci când, luam, când am de luat decizii importante. Meditația. Uh, un jurnal am vorbit de jurnal. Să scrie acolo. Mă apuc să scriu. Ce? Uite, e frumos afară, a venit primăvara, s-a, s-a încălzit, trece iarna, pot să stau și eu la o cafea pe terasă, mai scap de o grămadă de haine din astea grele, că m-am săturat și de ghete și de nu-mi place iarna din perspectiva asta și uite, pune toate astea pe hârtie, știi, golește-ți cumva o zonă din minte care să te ajute să te relaxezi înainte să iei decizii importante. Un alt aspect, somnul. Dormi. Dormi noaptea asta. Știu că e greu uneori să adormim, că avem mintea asta e încărcată de tot felul de lucruri. Ne este uneori greu să adormim, ne este dificil să dormim bine, adânc, să simți efectiv că te-ai odihnit. Iați un weekend undeva la munte sau du-te la țară dacă ai sau poate ești undeva da, deja acolo, ia-ți o noapte, două, să, să fie așa, să scadă presiunea. Încerci să dormi, fără să te gândești la importanța deciziei pe care o ai de luat. Mai ales dacă ea poate fi un pic amânată, este perfect. Pentru că de cele mai multe ori, dacă azi am o situație în viața mea, mâine dacă nu iau decizia azi și o iau mâine, este extrem de probabil ca mâine să iau o decizie diferită. Extrem de probabil ca mâine să iau decizii decizie diferită. De aceea, atunci când avem decizii importante de luat și avem nevoie să ne gândim detaliat, adânc, fără grabă, este important să ne golim mintea de cât mai multe impurități posibil. Și te invit și pe tine să faci asta. Iată, astea au fost cinci modalități prin care am zis că ne putem îmbunătăți gândirea, modul în care gândim și ajungem să luăm decizii. Dacă sunt utile, încearcă din ele, aplică, vezi ce se întâmplă și bineînțeles, dă mai departe și invită oamenii să dea subscribe la Finanțe FM, acordă un rating de 5 stele care să mă ajute să mă motiveze să fac astfel de maratoane, să zic așa, de podcast, cum se întâmplă săptămâna aceasta cu masterclass-ul Minte de Antreprenor. Câte un episod în fiecare zi, așadar spor la aplicat și ne auzim mâine!